turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands. La un nou episod din seria Ce mănânc într-o zi. Astăzi începem, bineînțeles, prin a bea apă ca să ne hidratăm. Așa fac aproape de fiecare dată când mă trezesc. Și de data asta am avut chef să fac sport dimineața. Îmi place să fac dimineața că parcă am mai mare motivație sau parcă ne mâncând nimic am mai multă energie sau am impresia mă pot mișca mai ușor decât dacă am ceva în stomac. Așa că da, ne-am apucat să facem exerciții, am început cu niște exerciții pentru fund, după care am continuat cu niște abdomene. Dacă vă interesează programele pe care le fac, le voi lăsa în descriere și le puteți face cu ușurință acasă, la fel cum le fac și eu. Punctul meu de vedere e mult mai fain să faci acasă, în ideea în care poți să faci când ai tu chef, nu te vede nimeni, economisești și niște bani și dacă ai un pic de spațiu, chiar poți să faci toate lucrurile astea acasă și ai mult mai multe avantaje. Am terminat și exercițiile pentru abdomen, m-am apucat să fac și un pic de bandă. V-am zis că banda e practic singurul aparat pe care l-am acasă și am început să alerg și mi-am dat seama că alerg ca o rață șchioapă. Deci efectiv alerg ca o rață șchioapă. Deci chiar credeam că alerg ca o sirenă de la spate, dar de fapt arăt ca o rață. În fine, după care m-am pus să îmi fac un shake proteic. Nu obișnuiesc să fac treaba asta în fiecare zi, doar ca să știți. Dar nu de mult am cumpărat proteina asta de la Jim Beam și mi se pare super bună, așa că vă recomand dacă vreți să vă uitați acolo la ei pe site. Când am pus comanda, mi-a și trimis un tricou și a fost gratuit și a fost super tare ideea și mi-a mai luat un unt de arahide pe care o să-l vedeți când îmi prepar micul dejun. Și mi-am făcut shake-ul ăsta proteic cu o jumătate de banană, cam 150-200 ml de lapte de ovăz, puteți să-l faceți și cu apă și cu o cupă din aceea nu chiar plină de proteină. Și efectiv, după ce faci sport, o chestie din asta e un premiu minunat, chiar simți că trăiești din nou. Pentru micul dejun m-am gândit să-mi fac un iaurt de casă, pentru că am văzut rețeta asta undeva pe Pinterest. Bine, n-am făcut exact așa acolo, dar aproape. Și m-am folosit de un robot de bucătărie în care am adăugat 1/2 cap de lapte de ovăz. Voi puteți folosiți de care aveți acasă, lapte normal sau orice fel de lapte vreți voi. Apoi am adăugat tot aceeași cantitate și de iaurt grecesc. Dacă n-aveți cupele acestea, o să încerc să vă las în descriere rețeta în grame sau mililitri. Apoi am adăugat o jumătate de banană pentru că era destul de mare și am pus în continuare niște esență de vanilie pentru gust și am început să adaug și niște fructe congelate. Eu am vrut să fie iaurtul ăsta roz, pentru că da. Și am pus niște căpșuni congelate și niște zmeură, dar voi puteți să adăugați orice fel de fructe, dar să aveți grijă cu cele de pădure, mai ales cu afinele sau cu mure, cu chestii din astea, pentru că de multe ori devine foarte acrișor și mie nu-mi place deloc gustul. Iar la final am adăugat și cam o jumătate de linguriță de peanut butter, adică de unt de arahide, pe care l-am luat-o de pe Jim Beam și este foarte fain, mi se pare mult mai bun decât cele pe care le-am mai testat eu de la Lidl, pentru că e mult mai cremos și parcă curge așa un pic mai bine din lingură și poți să pui deasupra pe chestii. Deci, în concluzie, îmi place mult mai mult decât cele pe care le-am testat până acum și la final, bineînțeles că n-am reușit să blenduiesc perfect, a rămas o bucătoacă de căpșuni din astea congelate și am trecut la următoarea procedură, adică am început să folosesc mixerul acela vertical.
am blenduit totul, după care l-am adăugat într-un bol și deasupra, bineînțeles, nu există mic dejun fără granola, adică cele de la Lidl, crunchy cu ciocolată, și deasupra am mai pus cam o jumătate de linguriță de unde arahide și voiam să vă arăt cât de cremos e față de celelalte pe care le-am menționat anterior. Mi l-am pus deasupra și vă zic sincer, e genial rețeta asta, doar să aveți grijă să nu adăugați prea mult lapte, pentru că atunci devine mai mult ca un shake, nu ca un iaurt. Dar este foarte bună rețeta și chiar sunt curioasă dacă vă place și dacă veți încerca. Pentru prânz m-am gândit la o rețetă rapidă pe care am văzut-o undeva pe Instagram, mi se pare. Trebuie să puneți o lipie într-o tavă, în așa fel încât marginile ei să fie un pic ridicate, pentru a nu curge compoziția din ea în afara lipiei. Apoi am pus vreo 2 ouă, voi puteți spuneți mai multe dacă faceți pentru 2 persoane. Am pus niște jambon, niște ciuperci, mozzarella, roșii, sherry, ceapă, sare, piper și un pic de pătrunjel și le-am adăugat la cuptor, mi se pare că la 250 de grade pentru vreo 10 minute. Dar oricum să supravegheați voi toată treaba, în momentul în care vedeți că ouăle sunt făcute, puteți să scoateți liniștiți lipia din cuptor. Dar mare grijă să aveți să nu se ardă, pentru că eu am fost foarte aproape să fac prostia asta. Și la final am scos-o din cuptor, vedeți că un pic s-a rumenit pe margine, destul de tare în unele părți, dar arată super bine și... Am adăugat deasupra niște rucola și niște avocado pentru că voiam să fie ceva mai consistentă și vă zic sincer, chiar a fost foarte bună și chiar cred că o să o mai fac și altă dată. Chiar e o rețetă destul de rapidă, adică mai ales poate într-un weekend, pentru că poate în timpul săptămânii n-aveți timp să faceți treaba asta. Dar este o rețetă foarte bună și pentru mic dejun și pentru prânz, așa că dați o șansă pentru că chiar este foarte gustoasă și evident puteți să o personalizați voi cum vreți, să puneți ce vreți voi, dar ideea e să fie ouăle care leagă toată compoziția. Apoi, pentru cină, am mâncat un păstrăv la cuptor și am văzut din nou o altă rețetă undeva pe net, mi se pare, cu păstrăv, dar să fie cumva făcut file și să-l bag la cuptor la temperatură foarte mare ca să se rumenească. Pentru că de câte ori îl făceam la cuptor cu legume, nu prea îmi plăcea ideea că rămânea foarte moale, poate ați pățit și voi treaba asta mai mult ca sigur. Și nu tot timpul am chef să-l fac pe tigaie grill, adică nu voiam să-l mai prăjesc, nu voiam să-l fac la fel ca de obicei. Așa că am văzut rețeta asta și la început și am cumpărat 2 păstrăvi de la Lidl, i-am curățat de sos, după care i-am tapotat cu un prosop de bucătărie ca să nu rămână niciun pic de umezeală și un pic este de lucru cu ei, le-am tăiat capul, după care am încercat cumva să scot oasele în așa fel încât să pot să fac un file, bineînțeles puteți să lăsați și oasele, dar e mult mai greu de mâncat și de lucrat cu el, așa că după cum vedeți în video am încercat să scot oasele și să-l fac așa, ca și cum l-aș desface efectiv în 2. După care l-am așezat pe o tavă, am pus sare, piper, condiment de pește, pe care cred că îl găsiți de la orice brand, cred că e ok. Dar cred că de la Fux l-am cumpărat eu, dacă țin bine minte. Am pus niște ulei de măsline și niște usturoi răzuit. Mă rog, așa era rețetă și nouă ne place. Și la final am mai pus niște boia, după care am întors peștele și l-am condimentat și pe partea cealaltă. We'll be right back.
le-am băgat la cuptor și le-am pus, după cum vedeți, cu pielea în sus ca să se rumenească și să devină mai crocantă, dar evident, dacă voi vreți, puteți să-l întoarceți în momentul în care îl băgați la cuptor, nu e nicio problemă. Și cam ăsta este rezultatul final, chiar a ieșit foarte bun și noi l-am mâncat cu niște lămâie și cu o salată, așa că vă sugerez să încercați rețeta asta dacă v-ați săturat să-l faceți doar la cuptor, așa întreg sau la tigaie, ideea în care este mult mai sănătos, mult mai puțin caloric, n-are atâta prăjală în el. Așadar, cam asta este videoclipul pentru astăzi. Nu uitați de un like și un comentariu dacă v-a plăcut acest videoclip și lăsați-mi în comentarii dacă vă inspiră aceste rețete, dacă mai vreți să fac genul ăsta de videoclip. Vă mulțumesc tare, tare mult de vizionare, vă pup, să aveți o zi minunată! Pa, pa!